Dragi prieteni, suntem la Valea Stanciului, acasă la Neafane. Neafane e undeva pe fundal. A făcut o țuică fiartă și ne așteaptă să facem introducerea la această frumoasă rețetă pe care o să o gătim aici în curte, alături de prietenii noștri, Radu, Lascu și Cezar. Da? Sunteți pregătiți, dragii mei, foarte să gătim. Pregătiți. Toată lumea când se gândește să gătească o rață, se gândește în primul rând la rață pe varză. Noi o să facem astăzi o rață, o avem aici, iată, și cât de frumoasă e, grasă și frumoasă, da? Și un bocel mai mare. Da, și o să o facem altfel, adică o să vedeți că o să o fierbem în apă cu piper, cu foi de dafin, și cu un pic de... Iată, Nefan a venit cu țuica fiartă aici și a scos... Pentru rața care va fi, da. Ia. Miroase foarte bine. Și are un gust foarte bun. Da? Rața o să o fierbem cu foi de dafin, cu zeamă de varză, cu toate cele, cam vreo oră. După aia o să o băgăm la cuptor. Ca să o rumenim puțin, nu? A, da. Cezar mi-a adus aminte. Trebuie să o ungem cu un pic de grăsime de porc, da? Și o să o băgăm la cuptor tot cam vreo oră să se rumenească bine, după care o să facem un sos roșu cu usturoi. Am pus aici pe pirostri un ceaun și iată, o să încingem focul cu un cotidian local de aici, din Valea Stanciului. Ce punem aici la început? Punem piper alb, frunze de dafin și niște rozmarin. Da. Și doi căței de usturoi, cu tot cu coajă. Pun și în coajă, așa. Opa, așa. Și hai, Cezar. Cezar, bine curăț. Punem pe rață niște untură de porc topite, ia uite ce consistență are. Da, și acum o să mai punem niște zeamă din ceaun. Iată cât de bine a ieșit. Da. Fragedă și iată un sos extraordinar de gustos făcut în ceaun și pune Cezar lângă. Foarte, foarte bine arată. Ce să vă mai urăm, la revedere pe ediția viitoare.